Astăzi, 22 noiembrie, câteva sute de angajați din instituțiile ce aparțin de Ministerul Muncii au încetat activitatea timp de 2 ore în semn de protest față de modul în care clasa politică a înțeles să se raporteze la diferitele categorii sociale, măsurile discriminatorii adoptate, cât și măsurile promise și neasumate. Au intrat în grevă de avertisment angajații de la ITM, AJOFM, AJPIS și Pensii. Membrii sindicatelor afiliate Federației Sindicatelor din Ministerul Muncii consideră că, după ani și ani de răbdare, sunt nevoiți să recurgă la proteste pentru a atrage atenția asupra problemelor comunicate în nenumărate rânduri clasei politice și rămase nerezolvate. Transmit semnale încă de luni de zile, când s-au mai avut întâlniri inclusiv pentru semnarea unor acorduri sociale la nivelul acestor 4 instituții, s-a transmis către minister semnalele acestea. Totul a culminat de fapt cu actele normative din octombrie, când anumitor categorii din aceeași familie ocupațională s-au majorat salariile cu 23,6%. Se discută despre reforma ANAF-ului, nu s-a spus nimic de reforma în ceea ce privește sistemul informatic la nivelul Ministerului Muncii pe toate cele 4 instituții. Cele 4 instituții care gestionează fonduri de miliarde de euro lunar. Gândiți-vă câte pensii se plătesc, câte alocații suplimentare, stimulente de inserție și indemnizații pentru șomaj. Da? Deci vorbim de 5 milioane și ceva de pensionari, nu știu câte milioane de copii cu alocații și așa mai departe, aproape 600 de mii de șomeri. Da? Și suntem desconsiderați și mai ales suntem discriminați de către guvernanți. Dacă revendicările salariaților din instituțiile Ministerului Muncii nu vor fi satisfăcute, protestele vor continua, urmând ca de luni, 27 noiembrie, să fie declanșată greva generală. Au fost niște discuții, urmând să se întâlnească ministra muncii cu reprezentanții sindicatelor. Nu am cunoștință până la această oră să fi demarat niște negocieri în acest sens. Vă pot spune doar că la nivel național Confederația Sindicatelor Democratice din România, la care și Federația și Sindicatul Național al Salariaților din Instituție Ministerului Muncii suntem parte, și-a declarat sprijinul total în ceea ce privește aceste acțiuni de protest.